Începem pe comisii, da? Sunt 17 consilieri. Prezența avem. Vă rog, domnule. Bună ziua, stimați colegi, domnule primar, începem ședința de comisie. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul consolidarea capacității UAT Mâinești de gestionare a crizei sanitare COVID-19, tot să mă isi 140.000. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă vă sunt sub un proiect la vot, cine să pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă să ne lămurim întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mâinești și Direcția de Asistență Socială Mâinești în vederea derulării proiectului Consolidarea Capacității UAT Mâinești de gestionare a crizei COVID-19. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri privind materialul acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Mâinești nr. 145 de 29.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice de abilitare infrastructură de străzi în municipiul Mâinești, strada 1 Mai și a indicatorilor tehnico-economice. Un pic, dacă îmi permite, de ce este vorba. Această stradă este cuprinsă în axa de finanțare, axa numărul 13, împreună cu acea sală multifuncțională, acea sală de sport de la școala Alexandru Sever și cu muzeul, cu școala din față de la BCR, școala veche. Chiar dacă axul principal am reușit să-l asaltăm din buget local, continuăm pe această axă și vor fi introduse atât firul celălalt al străzii 1 Mai, cât și capătul de la pod de la Niță până la Vai de Sus, plus îndiguiri și trotuare acolo unde cap. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări. Dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD Gas Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Mâinești, județul Bacău. Aici am o completare să se completeze, că a scăpat la inițiere, că banda de pe strada Mihai Eminescu, acea brătea care duce spre Valea Rin, cât aparține Mâineștiului, să fie refăcută în totalitate, o bandă, jumătate din stradă, da? În asemenea condiții, va primi avizul. Da, mulțumim. Deci Comisia de Urbanism, întrebări, discuții. Supun proiectul la vot, amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate.
Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, inclusiv completarea făcută de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal în municipiul Măinești de sub Bacău. Comisia de organism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt nelămuriți sau întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă să ne lămuriți sau întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Plotilor, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Propunem pentru comisie. Dacă nu sunt, o să fac eu o singură propunere. O să-l propun pe domnul Bădărar Silviu. Și cu o propunere, mai are cineva o propunere? Vă rog. Propunerea. O să mă nominalizez cele două persoane. Deci domnul Botezatu Silviu și domnul Paloșanu. Dacă nu mai sunt alte, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Trebuie și doi supleanți. Domnul Turcaru. Domnul Turcaru. Deci revin. Domnul Botezatu, domnul Paloșanu, suplanți domnul Cucaru și domnul Legănuș. Da. După proiectul lor, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot proiectul și cu propunerile făcute de comisia anterioară, domnul Botezatu Silviu, domnul Paloșanu Mirel, iar resupleanți domnul Curcaru și domnul Legănuș. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul și membrii comisiilor deja nominalizați. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, strada Zorilor, locul 4. Comisia de urbanism, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri.
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Iucuța Anișoara, persoană vârstnică cu handicap. Comisia de urbanism, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie asupra terenului proprietate privată a domnului Aniței Ioan, situat în strada Capitan Zăgărescu numărul 11, în vederea reabilitării conductei de distribuție apă potabilă la municipiul Măinești, prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bardon, în perioada 2014-2020. Dacă îmi permiteți să vă rezum un pic despre ce este vorba. Cele două bazine, unul care alimentează cartierul Lucăcești, Lucăcești Sat și Găzărie, și bazinul de la Micleasca, care alimentează atât cartierul Micleasca, cât și zona Mihai Eminescu atelierelor pe partea partea de Găzărie din drumul național. La momentul acesta, ambele trebuiesc reabilitate, la ambele trebuiește înlocuită aducțiunea. Pentru a ajunge la bazine, trebuie să traversăm aceste proprietăți particulare. În urma unor discuții cu proprietarii acestor proprietăți, s-a ajuns la această înțelegere, urmăm pașii Consiliul Local plus notariat pentru a și legaliza această înțelegere, pentru ca proiectul să aibă continuitate, pentru că cei de la Bacău ar fi spus, dacă nu găseam o soluție, că împiedicăm acest proiect care este pe întreg județul și care, în care Măineștiul are rețele noi, reabilitare de rețele vechi, plus aducțiunile care, către cele două bazine, cât și către bazinul din Parcul Cupii. Mai este un punct pe ordine de zi legat tot de acest master plan, acea cu politica tarifară, și e o politică tarifară stabilită la nivelul întregului județ și trebuie să o votăm și noi, pentru că doar așa vom putea accesa a doua parte a acestui proiect. Prima parte fiind cea prin care am realizat cele două stații de epurare, stația de la Lucăcești și stația dintre Lavotarul cu Comăneștiu, prin care am realizat celelalte rețele de canalizare și celelalte rețele de apă. Așadar, cred că am încredere în dumneavoastră să acordați un vot favorabil, pentru că e nevoie de aceste hotărâri urgente. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuțiile de la proiectul. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie asupra terenului proprietate privată a doamnei Mică Luana, situată în strada Muntelui fără număr, în vederea reabilitării conductelor de aducțiune și distribuție apă potabilă a municipiului Măinești, prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. Fiind același proiect, o să solicit aprobarea directă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă nu mai sunt întrebări și nelămuriri,
O să trecem direct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu Unicredit Bank și a tragerilor de ani aferenți finanțările rambursabile interne în valoare de 13.400.000 lei. După cum știți, am făcut o licitare la Ministerul de Finanțe pentru aviz, l-am și primit, este anexat în documentația pe care v-am pus-o la dispoziție. Iată că încheiem și contractul și putem continua lucrările la cele două unități de învățământ și începe și contractul de la Direcția de Asistență Socială. Încă o dată menționez că acești bani din credit nu vor fi folosiți decât la Școala Generală Ștefan Lucian și la Liceul Grigore Popălcescu și la Școala Generală George Enescu și la Direcția de Asistență Socială. Încă o dată menționez acest lucru pentru că deseori s-a menționat și în această campanie electorală faptul că acest credit este folosit pentru mobilitate, pentru alte proiecte de infrastructură pe care le-am realizat, asfaltări și celelalte. Astăzi am finalizat 9 străzi de asfaltat în municipiul Moinești, tot din bugetul local, să știți, tot din economiile pe care le facem noi și așa cum am știut să le chipzuim mai bine, să le ducem acolo unde le sunt ocupanilor. Vă spun și aici, pentru că am primit acest aviz, nu l-am primit întâmplător, gradul de îndatorare va fi începând cu anul 2023, nu acum, pentru că acum avem o perioadă de grație, de 10-11%. Repet, orașele ca precum Oradea, Cluj, Arad, Alba Iulia, care sunt cele mai dezvoltate orașe din România, au un grad de datorare de 30%. Tocmai de aceea au realizat ce au realizat, că știu să administreze bugetul local și să facă aceste credite, să implementeze proiecte cu fonduri europene. Același lucru urmărim și noi și un grad de datorare de 10-11% nu este un grad mare față de bugetul local. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La votat unanimitate. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 37 din 29.04.2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești aflate în folosința Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, salutare, unanimitate. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc.
19, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotare cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot și nu este pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Măinești să voteze în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Mulțumesc, a votat unanimitate. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă se ne lămuri sau întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Consiliul Local Măinești numărul 54/30/04/2009 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Măinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt lămuriri sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Trecem la proiectul din ordinea de zi suplimentară. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măinești numărul 182 din 25.09.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcție aparatului de specialitate al primarului municipiului Măinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Măinești de Țul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, a votat unanimitate. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt la vot, sau întrebări. Dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Ședința de comisie a luat sfârșit. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Declarăm deschisă ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Măinești, convocată pentru astăzi, 17 septembrie 2020. Convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local s-a efectuat prin dispoziția dumneavoastră municipiului Măinești, numărul 623/2020,
cu respectarea condițiilor de legătură, se prevăzută în articolul 133, alineatul 1 din codul administrativ, respectiv ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019. Vă informez că ședința este legal constituită. Există normul necesar adoptării proiectelor propuse pe ordinea de zi, deoarece sunt conectați atât online, cât și prezent în sala de ședință, toți consilierii mandați în funcție. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a guvernului numărul 57/2019, vă supun atenției aprobarea celor patru procese verbale, întocmite la ședințele ordinare și extraordinare, derulate de Consiliul Local al Municipiului Mândești, în luna iulie, în august și începutul lunii septembrie. Prin urmare, supun la vot aprobarea procesului interval al ședinței ordinare din 30 iulie 2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 30 iulie 2020. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 august 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal întocmit în ședința ordinară din 18 august 2020. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.08.2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal întocmit în ședința extraordinară din 31.08.2020 și supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare convocate și derulate în data de 7 septembrie 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 7 septembrie 2020. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune aprobării proiectele ordinilor de zi propuse, respectiv ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Ne vă mulțumesc, bună ziua și celor din sală, celor de pe ecran. Este ultima ședință a noastră. Este o onoare și mulțumim lui Dumnezeu că suntem cu toții sănătoși. Vom începe să la treabă. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Consolidarea Capacității UAT Moinești, da, Municipiul Moinești, de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Aviz Comisia Juridică. Da, supunem la vot ordinea de zi și ordinea suplimentară. Cine este pentru? Începe cu proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Consolidarea Capacității UAT Municipiului Moinești de gestionarea crizei sanitare COVID-19. Aviz Comisia Juridică? Aviz, aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativă Teritorială Municipiului Mănești, Direcția de Asistență Socială Mănești, în vederea derulării proiectului Consolidarea Capacității UAT Municipiului Mănești și de gestionarea crizei sanitare COVID-19. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, votat. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Mănești numărul 145/908/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructură de străzi în municipiul Mănești, strada 1 Mai, și a indicatorilor tehnici
tehnico-economici. Aviz, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, votat. Da, putem continua. Da? S-a făcut legătura. Foarte bine. Continuăm cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCN Gas Grig S.A. unui teren aparținând în domeniul Republic a Municipiului Mănești, județul Bacău, cu amendamentul domnului primar. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Împotrivă, abține. Mulțumesc, votat. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Mănești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Mănești, strada propriu, județul Bacău, cu comisia stabilită domnul Botezatu, Silviu, domnul Paloșanu, domnul Purcaru și domnul Legănuș. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Mănești, strada Zorii, bloc 4, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Asta nu l-am zis. Așa. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Mănești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Mănești, strada Zor, bloc 4, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Iercuță, Anișoara, persoană fizică cu handicap. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat. Mulțumesc.
Proiect de hotărâre prevenind încheierea unui contract de superficie asupra terenului proprietate privată a domnului Anice Ion, situată în strada Constanța de Nescu, numărul 11, în vederea reabilitării conductei de distribuție a apă potabilă din municipiul Măinești, în proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuție pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie asupra terenului proprietate privată a doamnei Nița Luana, situată în strada Muntelui, fără număr, în vederea reabilitării conductelor de aducțiune și distribuție apă potabilă a municipiului Mănești, un proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu UniCredit Bank și a tragerilor pe anii aferente finanțări rambursabile interne în valoare de 13.400.000 de lei. Cu precizările, domnul primar. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuție pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2020 al municipiului Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Votat. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măinești numărul 37-2904-2014 privind aprobarea încheierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Măinești aflate în folosința Spitalului Municipal de Urgență Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz ca un Comisie de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat. Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul dotare cu echipamente sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Nu contează. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votată în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatul analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Măinești să voteze în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Comisia Juridică. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Votat unanimitate. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Măinești, numărul 54-30-4-2009, privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului.
Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Votat unanimitate. Mulțumesc. Trece la ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măneș numărul 182 din 25 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului municipiului Măneș și a serviciului publice subordonate Consiliul Local al municipiului Măneș, județul Bacău. Aviz comisia juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Ajuns cu aviz comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz comisia economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuție pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Votat unanimitate. Mulțumesc. Avem acum diverse. Să vedem cine are ceva de spus. Domnul primar? Da. Mulțumesc. Iată că ușor ne apropiem de finalul acestui mandat și astăzi a avut loc ultima ședință ordinară a Consiliului Local. Nu se știe dacă până la finalul acestui mandat nu va mai fi o ședință extraordinară, dacă cumva vom mai primi o finanțare, așa cum s-a întâmplat în ultima vreme și știți cu toții, drumul național, banii de la spital pe aparatură, hotelul semnat deja prin prezența Ministrului Sănătății, acea secție sanatorială balneară, piața de la Lucăcești, piața Bazar, 20 de miliarde cu semnat la CNI, cât și bazinul de not, bazinul didactic, care l-am aprobat la ședința trecută și nu mai amintesc acum, dar mai sunt și poate mai vine ceva până la sfârșitul acestui mandat și voi fi nevoit să vă convoc la o ședință extraordinară. Având în vedere că încheiem astăzi activitatea Consiliului Local, să spun, prin această ședință ordinară, vis-a-vis de ședințele ordinare, eu vreau să spun că am avut un mandat fructos, cu sincope, cu probleme, dar iată că acum când tragem linie, avem un buget cu venituri proprii crescute, avem un buget de dezvoltare mai mare, mult față de anii precedenți, undeva la 46%, asta spune mult și vă spun că în anul următor, asta vorbesc doar de anul 2019, 2020, dar anul 2021 va avea un buget de dezvoltare mult mai mare, având în vedere și proiectele cu finanțare europeană, care acum sunt în lucru și care vor mai veni, prin începerea și acelui mare proiect pe care l-am realizat în acest mandat, proiectul pe mobilitate, 15 milioane de euro, și celelalte care vor mai începe. Vă spuneam de un mandat și cu probleme, pentru că știți cum l-am început, cu acele inundații, cu acea criză a deșeurilor pe care, zic eu, am reușit să o gestionăm, eu, executivul primăriei și, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră. Iată că din 2018, de când s-a finalizat acea criză, municipiul Măineș nu are un leu datorie la ADIS. Recent am schimbat toate puberile din oraș, de la platformele dintre blocuri. Acum fiecare locuință individuală mai primește o pubelă pentru deșeurile reciclabile. Sper să înțeleagă cetățenii municipiului Măineș că prin reciclare vor reduce taxa pe salubrizare. Nu este cea mai mare taxă din județ, ci dimpotrivă Oneștiul, Bacăul are 15 lei pe Bacău 1, dar Oneștiul sigur și în câteva localități urbane au 15 lei de persoană, municipiul Măinești are 12 lei de persoană. Cu eforturi am reușit să gestionăm această situație și prin contribuția tuturor vom reuși să reducem aceste cantități și măcar să menținem și în anul următor această taxă la acest nivel, nu să o creștem. Inundații, știți cu toții, au fost și acelea prin implicarea tuturor și a agenților economici în oraș care ne-au ajutat cu utilaje atunci când a fost nevoie. Am gestionat și acest lucru, am primit și câțiva bănuți, am reabilitat poduri, podețe, înghiguiri. Mai e mult de făcut la acest capitol. Am și realizat împreună cu cei de la Apele Române chiar în aceste zile și nu numai și în anii trecuți, prin utilajele pe care ni le-au pus la dispoziție, dar mai ales în ultimele 4-5 luni, am adâncit toate păraiele, urminișul din cartierul Văsie Șangani, de pe strada Lunga, de pe Dr. Bagdazar. Mai sunt multe diguri de făcut, dar așa cum ați văzut și azi la un punct pe ultimea de zi, strada 1 Mai. O stradă mult așteptată, mult dorită, asfaltată și reabilitată de cei din acel cartier. Așa cum am promis acum 3 ani și jumătate, că acea stradă va fi asfaltată, cât și Alexandru Ioan Cuza, cât și podul de la Niță, cât și adâncirea păraielor,
cât și acele podețe care erau de fapt niște punți și azi sunt poduri pe care circulă mașini de tonaj, le-am realizat așa cum ne-a spus cetățenilor din acel cartier. Astăzi le spun că vom continua nu numai acolo și în celelalte cartiere ale orașului și sunt sigur că atât dumneavoastră, cei care vă veți regăsi în Consiliul Local viitor, cât și cei care nu vă veți regăsi, dar veți fi cetățenii ai municipiului Moinești și veți susține aceste proiecte pentru că e nevoie de ele și chiar dacă unii contracandidați astăzi au copiat proiectele noastre și le expun în campanie electorală, eu vă spun că sunt ale noastre și vor fi implementate. Nimeni nu poate aduce mai mult decât ceea ce avem deja contractat, nimeni nu poate aduce mai mult decât ceea ce va apărea prin axele de finanțare și după cum știți cu toții, municipiul Moinești n-a ratat nicio axă de finanțare, pe toate axele suntem eligibili, pe toate axele am depus proiecte și avem un portofoliu de proiecte cât municipiul Bacău și Onești la un loc. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor consilieri, pentru sprijin și vă spun că suntem unicată în județ și față de multe localități din țară, ca aproape toate hotărârile de Consiliu, în proporție de 99%, să treacă cu votul unanim, ceea ce nu se întâmplă în alte localități, vă spuneam. Aceste voturi, în acest număr unanim, spune mult. Spune faptul că am venit cu, și am inițiat proiecte de hotărâre constructive, viabile, care au dus la dezvoltarea municipiului Moinești, o dezvoltare văzută de toată lumea, dar nevoită a fi văzută de alții. Eu vă spun că sunt realizări, sunt bani cheltuiți, sunt bani publici, vizibili, transparent, nu ascunși, ceea ce spuneam mai înainte, dacă aș fi venit și aș fi inițiat eu, domnul viceprimar sau altcineva, un proiect de hotărâre care nu avea susținere, nu ar fi fost votat de dumneavoastră, de opoziție în mod special. Atâta timp cât am investit în sănătate, în învățământ, în educație, în social, în infrastructură, sunt proiecte care se văd, ați fost de acord, chiar dacă ați fost în opoziție și vă mulțumesc pentru acest lucru. Sper ca și Consiliul Local ce urmează să înțeleagă că Moinești are nevoie în continuare de dezvoltare, că mai sunt cartiere unde nu s-a ajuns încă, dar nu puteai să faci o rețea de canalizare de la capătul orașului, ci trebuia să faci axele principale, la fel și cu apa, la fel și cu asfaltul, ca să ai unde te branșa. Am explicat asta cetățenilor municipiului Moinești numai acum, pe perioada întregului mandat. Am, eu zic, o prezență în spațiu public dintr-o zi lumină de peste jumătate, chiar mai mult. Mă întâlnesc cu cetățenii, nu sunt un primar care stă în birou, nu sunt un primar care a muncit doar prin colegii mei de la celelalte direcții și servicii. Nu. La majoritatea m-am implicat eu, domnul viceprimar, colegii mei, director, șef de servicii, șef de birouri, au fost puși la treabă cei de la, din subordinea dumnealor și acest lucru se vede, s-a văzut și se vede în continuare. Să-i mulțumesc și pentru activitate și sprijin domnului viceprimar. Are calitate și de consilier, dar și ca viceprimar și-a făcut pe deplin datoria. Vom analiza acest lucru pentru continuitate după alegerile ce urmează, pentru că, în primul rând, trebuie să parcurgem acest proces, această etapă și sper ca să ne întâlnim sănătoși și să continuăm ceea ce ne-am propus. Vă mulțumesc! Ne mai dorește? Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi, stimați invitați. Așa cum a spus și domnul primar, este ultima ședință ordinară din actualul legislativ. Nu am să reiau ceea ce a spus domnul primar, ceea ce a prezentat într-o ședință anterioară, prin raportul care l-a prezentat, doar am să întăresc cele spuse de dânsul. Și am să spun exact cum spun unii cetățeni ai orașului, în cei 4 ani de zile sau în cei 8 ani de zile, fața orașului s-a schimbat. Toate proiectele care au fost derulate, care au fost implementate în municipiul Moinești, a fost și aportul autorității deliberative. Fără această autoritate, fără noi, fără Consiliul Local, aceste proiecte poate nu-și urmau cursul lor. De multe ori, aici am să spun eu personal, de multe ori, știu eu, am fost poate prea insistent la unele proiecte, dar intenția mea a fost de a mă documenta eu, în primul rând,
pe acele proiecte. Nu am avut o altă intenție pentru a înjosi, pentru a jigni pe cineva sau mai știu eu ce. Orașul arată altfel. Spuneam și în prezentarea raportului, sunt mulțumit că cele patru școli din municipiul Moinești sunt într-un proces de reabilitare. Sunt mulțumit acum că avem patru terenuri de sport. Urmează și al cincilea de la... Urmează și al cincilea. Aș vrea totuși să spun, pentru că la una din ședințele Consiliului de Administrație mi-au reproșat într-un fel cadrele didactice de la Alexandru Sedler și cred că și dumneavoastră, domnule primar, știți că aportul 99%, aportul a fost al cadrelor didactice, al elevilor, al întregului personal de la școala Alexandru Sever prin acel proiect care l-am derulat noi și l-am dus la capăt și am obținut 22.000 de euro. Practic, ei îmi spuneau că nu este o însușire a primăriei, dar, în sfârșit, este al comunității. Aș încheia prin a spune că a fost o onoare pentru mine să fac parte din această autoritate deliberativă. A fost și greu și ușor. Noi suntem cei care, am mai spus-o în una din ședințe, noi suntem, sau Consiliul Local, este cel care stă în fața alegătorilor, în fața oamenilor. Beneficiarii muncii noastre, a autorității executive, sunt locuitorii acestui oraș. Prin noi. Noi vin și ne spun problemele, de aceea de multe ori am spus că am fost un pic cam insistent. Venim spre autoritatea executivă pentru a rezolva unele probleme. Nu se pot rezolva toate într-un mandat în 4 ani de zile, dar sper ca următorul Consiliu Local, următoarea autoritate executivă să-și îndrepte mai mult, să îndrepte spre partea de sud a municipiului Moinești. Sunt acolo câteva străzi și dumneavoastră știți prea bine care au rămas un pic în urma celorlalte străzi. Mulțumesc mult de tot colegilor mei, mulțumesc celor care mi-au fost aproape și încă o dată repet, a fost o onoare pentru mine să fac parte din acest legislativ. Domnul Vicea? Aș vrea și eu să mulțumesc pentru onoarea de a face parte din legislativul în care a fost alesă în această funcție și în special vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, pentru sprijinul și toate canalizările pe care le-ați făcut, pentru că pentru mine a fost ceva nou. Eu fiind de profesorie, profesor, așa cum știți, și am lucrat foarte puțin în administrație. Dar acum am foarte multe lucruri învățate și am încercat ca din mers să preiau această funcție. De asemenea, țin să mulțumesc doamnei secretar pentru, încă o dată, pentru toate sfaturile și în special cele legate de legislație și tuturor specialiștilor din această primărie. Pentru că fără ei nu puteam duce la îndeplinire sarcinile pe care mi-au revenit. De asemenea, m-am legat foarte mult de cei care, cu care am lucrat zi de zi, de formațiile conduse de domnul director Bacer și domnul director Isco și, de asemenea, Poliția Locală și toți ceilalți factori din primărie. Alături de dumneavoastră și de ceilalți consilieri locale, am aprobat toate proiectele și mă bucur să particip alături de dumneavoastră la realizarea
acestor proiecte și în special cele care s-au dezvoltat în școli. Pentru că profesia mea, datorită profesiei mele, am urmărit tot timpul să văd cum se dezvoltă învățământul în orașul nostru. Și acum sunt, așa cum a spus și doamna Turcan, avem niște școli moderne și au impresionat și pe cei din minister când au venit și le-au vizitat acum de curând. Fără sprijinul dumneavoastră nu se putea realiza aceste proiecte și toate demersurile pe care le-au făcut reprezentanții la vârful ai primăriei noastre și a domnului senator, pentru că altfel rămâneau numai pe hârtie. De asemenea, am fost onorat să fiu ajutat de dumneavoastră consilierii care au făcut parte din această mandat, pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat și încrederea, pentru că poate în multe locuri am avut greutăți și a trebuit să trec peste acestea. Și de asemenea sunt onorat să sprijin în continuare activitatea care va fi în viitor. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Dacă îmi permite să iau și eu puțin cuvântul, am să mă ridic în respect pentru dumneavoastră, domn primar, pentru dumneavoastră, domnilor consilieri, pentru mandatul de lucru al primarului. Vă mulțumesc pentru că ultimele ședințe mele sunt credințat să le conduc. Vreau să spun că este o vorbă din popor, omul mai vine, dar mai și pleacă. Au trecut 12 ani, când am, acum 12 ani am venit aici. Iată că după 12 ani și câteva luni va trebui să plec. Plec cu inimă bună, așa cum îmi ziceau și mine colegii de armată, inimă bună. Vorbesc cu mască pentru că sunt obișnuit. 3 ani de zile m-am învățat să pot masca pe figură. Mi-am zis pare acum foarte ușor lucrul ăsta. Ceea ce vreau să vă spun, vă spun următorul lucru. Toate realizările care s-au făcut datorită nouă. Am demarat greu, să știe că eu am demarat, cu unele conflicte, cu unele neînțelegeri, dar până la urmă, încet, încet, ne-am mobilizat și lucrurile au mers foarte, foarte bine, pentru că cetățenii acestui oraș spun că orașul Moinești, adică municipiul Moinești, arată acum a municipiului. Vreau să vă spun că, cu toate că am fost independent, o să spun așa că mă mândresc că am ajutat toate partidele. Vreau să spun, am ajutat conservatorii în momentul când domnul Ilie a candidat ca primar, am fost pe benele lor. Am ajutat PNL în momentul când domnul primar trebuia să avea nevoie de votul meu atunci când trebuie să intre viceprimar. Am ajutat PSD-ul atunci când domnul Pătrăleț a candidat, băiatul domnul Pătrăleț. Da? Am ajutat toate partidele și sunt foarte mulțumit. Nu pot să zic că am fost la mai multe capete. Datorită faptului că v-am ajutat pe toți, cred că nu există nemulțumiți. Un alt lucru care vreau să vă spun, vreau să vă spun că uitați-vă că am avut exact un consiliu ca un tricolor. Deci am avut culoarea roșie, culoarea galbenă, culoarea albastră, exact ca tricolor României. Eu m-am considerat o lance și o să spun, pentru că aceste culori nu puteau să stea în aer într-un fel. Am fost zis că am fost puternic și eu am fost o lance puternică în așa fel încât am contribuit cu ce am putut ca acest tricolor să arate frumos și să fulfie foarte frumos. Eu vă mulțumesc. Dacă uneori am mai fost mai incisiv, uneori poate nu am fost chiar total de acord cu dumneavoastră. Este democrație și în numele democrației vă rog să mă iertați și mă scuzați pentru unele ieșiri. Până la urmă ați văzut că am votat tot cu dumneavoastră, am mers înainte și totul a fost frumos. Eu aș, și cel puțin sunt și nostalgic, mă văd acum 4 ani și câteva luni, eram cu toți aici, sala plină, senatul jurământ acolo, cu doamna secretară, în fața domnului primar, și am crezut că această ultimă ședință va fi tot așa, pentru că spațiul este destul de mare aici. Am crezut că toți consilierii vor fi aici, indiferent de culoare politică,
exact ca acele culori pe cata pe suportul lor. Nu a fost să fie așa. Și de aceea m-aș bucura, domnul primar, dacă ar mai fi o ședință măcar extraordinară până la alegeri și în acea ședință extraordinară să nu mai fim unii pe ecrane, unii invizibili, unii aici. Să fim la aceea ședință ordinară, extraordinară, toți aici, să ne dăm mâna, să ne despărțim frumos și să fie totul bine. Cam atât am zis, vă mulțumesc pentru tot, vă doresc celor care o să veniți aici, să mergem mai departe cu proiectele și să arate orașul ăsta foarte frumos. Eu toate propunerile mele, vă mulțumesc, domnul primar, vă mulțumesc, toate propunerile mele s-au realizat. Deci tot ce am propus eu s-au materializat și s-au realizat. Și de aceea vă mulțumesc tuturor. Și aș vrea să continuați cu aceste proiecte și, într-adevăr, să devină orașul o microstațiune plină de turiști și, într-adevăr, viața și locurile de muncă să fie mai multe și să fie, într-adevăr, frumos și bine în orașul nostru. Vă doresc succes tuturor! Dacă nu o să reușim o extraordinară, vă invit la validarea mea în nouă mandat. Doamne ajută! Dacă mai vrea cineva să ai putut. Dacă nu mai dorește nimeni, declar închisă ședința, Dumnezeu să ne ajute, pace și bună voie pentru oameni.